Bună, dragii mei! Astăzi vom face o delicioasă prăjitură cu smântână și mere, iar pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. 200 de grame de făină, 150 de grame de unt aflat la temperatura camerei, aproximativ 6 mere curățate și tăiate, 6 ouă, 400 de grame de smântână, 50 de ml de lapte, 120 de grame de zahăr, 2 pliculețe de zahăr vanilat și un pliculeț de praf de copt. Vom începe prin a mixa untul împreună cu zahărul, un pliculeț de zahăr vanilat și 3 ouă. Vom adăuga laptele, după care vom pune treptat și făina pe care am amestecat-o cu pliculețul de praf de copt. Când aluatul este gata, îl vom pune într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Tava mea are dimensiunile de 25 cm pe 35. Vom întinde bine aluatul folosind un de spatula de silicon sau de o lingură. Vom face acum crema de smântână. Vom amesteca cele 400 de grame de smântână împreună cu pliculețul de zahăr vanilat și cele 3 ouă. O parte din crema sau sosul de smântână îl vom pune peste aluat și îl vom întinde foarte bine. Vom pune mai apoi merele pe toată suprafața prăjiturii, după care vom turna peste acestea sosul de smântână rămas. Merele puteți, bineînțeles, să le tăiați cum doriți și cu bulețe sau fâșii, ca și în cazul meu. După ce am nivelat crema de smântână, vom pune prăjitura în cuptorul preîncălzit la 175 de grade pentru 45 de minute sau chiar până la o oră, în funcție și de cuptorul dumneavoastră. După ce scoatem prăjitura din cuptor, presărăm puțin zahăr pudră și o lăsăm să se răcească, dacă rezistați tentației să nu gustați chiar imediat. Dacă nu doriți ca prăjitura să se rumenească, puteți încerca să puneți în ultimele 15 minute de coacere o folie de aluminiu deasupra. Eu am încercat în cazul altor prăjituri și a funcționat acest truc. Sper că v-a plăcut rețeta de astăzi și că o veți încerca. Noi ne vedem data viitoare și până atunci nu uitați, gătiți, zâmbiți și fiți sănătoși!